lecția anterioară ca adăugând un punct în dreapta unei note, valoarea acesteia se va prelungi cu încă jumătate din valoarea notei inițiale. Astăzi vorbim despre pătrimea cu punct, adică nota de un timp și jumătate, insistând mai mult asupra laturii practice acesteia, adică învățăm să o interpretăm corect atunci când o întâlnim. Vom pleca de la patru note de câte un timp. 1, 2, 3, 4, iar pe fiecare timp, așa cum ne-am obișnuit, vom avea câte o tobiță. Iepurașul Dodo va sări urmărind notele de un timp, iar noi vom bate din palme deocamdată pe aceleași valori ca și el. Deci când el sare, batem și noi din palme. Sunteți gata? 1, 2, 3, 4. 1, 2, ce se întâmplă însă dacă valoarea primei note de un timp o vom prelungi cu ajutorul punctului? Evident, prima notă va fi mai lungă cu jumătate de timp. Practic, va cuprinde atât prima tobiță cât și jumătatea celei de-a doua. Iar cea de-a doua notă va fi mai scurtă, deoarece începe pe jumătatea a doua a timpului 2. Pentru a ne fi mai ușor, am împărțit timpul 2 în două jumătăți. Pentru prima jumătate vom rosti 2, iar pentru a doua și. 2 și. Timpii 3 și 4 rămân neafectați de intervenția punctului de prelungire. Valoarea acestora rămânând de un timp. Practic, formula completă va fi rostită așa. 1, 2 și 3, 4. 1, 2 și 3, 4. Secretul este să păstrăm în minte cifra 2 fără a o mai rosti. Adică așa. 1 și 3, 4. 1 și 3, 4. Iar acum facem echipe. Epurașul își va urma traiectoria lui dreaptă cu valori de un timp ca în primul exercițiu. Noi însă vom bate din palme urmărind valorile de note din partea de sus a paginii. Atenție! Pe timpii 1, 3 și 4 vom fi împreună cu iepurașul. De ce? Pentru că avem aceleași valori ca și acesta. Note de un timp. Însă, pe timpul al doilea, cine ajunge primul? Iepurașul! Evident. Noi ajungem pe jumătatea a doua a timpului 2. Deci, când spunem 2, va sări iepurașul, iar când spunem și, vom bate din palme. Facem o probă? 2 și. 2 și. Deci, vom bate din palme pe 1, pe 2 nu vom bate, pe și 3 4. Atenție. 1 2 și 3 4. 1, 2 și 3 4. Și din nou păstrăm doar în minte cifra 2, fără a o mai rosti. 1 și 3 4. 1 și 3 4. Aceasta este pătrimea cu punct cea care aduce o mare îmbogățire ritmului.